Are ani buni de experiență în vânzări și peste 10.000 de ore de predare de public speaking și traininguri. Și nu vorbim de o persoană trecută de a doua tinerețe. Dragi prieteni, vă salut! Astăzi alături de mine l-am pe Alexandru Bordea, fondatorul și directorul general al companiei Evenda. Alexandru, te salut! Bună ziua! Și bun venit la noi! Dacă nu greșesc, ești pentru prima oară aici. Pentru prima dată, bine v-am găsit! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Să știi că m-am gândit mult cu ce să încep discuția noastră de astăzi. Vorbim și de compania pe care ai fondat-o, domeniul în care activezi și în care ai ales să dezvolți o afacere. Totuși, prima mea întrebare, este ușor să fii profesor în Republica Moldova? Profesor, probabil, da. Trainer, e și mai greu. Ori profesorii cumva sunt, dacă vorbim de cei care sunt în domeniul educațional, vorbim de școli, grădinițe, universități, ei sunt ascultați din necesitate impunere. Trainerii sunt cu atât mai expuși riscul ăsta de a nu avea cea mai ușoară profesie, pentru că aici oamenii vin cu niște așteptări, pe de o parte pentru că au plătit niște bani, pe de altă parte pentru că au necesitate reală, o durere. Și nu e ușor, pentru că trebuie să ai întotdeauna un nivel de pregătire foarte înalt, pe de altă parte, pentru că nu poți să mulțumești așteptările la toată lumea. Este adevărat și eu mă bucur că ai răspuns făcând această distincție între aceste două noțiuni de profesor și trainer. Și pentru a începe și a ne afunda mai mult în discuția noastră de astăzi, am să-ți propun să urmărim un video pe care l-am găsit de altfel răsfoind blogul tău, un video destul de haios, și după aceea am să te întreb dacă ți s-a întâmplat să ai și la cursurile tale astfel de cursanți. Deci am văzut că nu toată lumea știe să mânuiască microfonul sau nu toată lumea este ca peștele în apă atunci când vorbim de public speaking. Și revin la întrebarea mea, ți s-a întâmplat la cursuri să ai astfel de cursanți? Probabil la curs să încurce microfonul cu telefonul? La curs poți să întâlnești diferite situații, atât cât ele nu sunt atât de în extremă, dacă pot să-i spun, pentru că de cele mai dese ori oamenii vin la curs cu așteptare. Nu cunosc ceva, pot să greșesc, dar de-aia și-am venit la curs să învăț. Ceea ce am văzut în acest mic material video e o situație care nu e cea mai gravă, pentru că pot să întâmple lucruri și mai grave decât atât, pentru că suntem în fața unui public necunoscut, pentru că avem emoții, pentru că nu știm cum să ne comportăm, pentru că nu știm de unde apar emoțiile și ce trebuie să facem cu ele. Asta este un aspect. Cel de-al doilea aspect e faptul că totuși contează și personajul. În cazul dat sunt niște oameni poate de o vârstă mai înaintată care nu au cunoștință de ce înseamnă microfon pentru moment. Pentru ei înțeleg eu că și telefonul e o chestie așa mai abstractă, exact. Evenda, compania pe care ai fondat-o și pe care o conduci astăzi, este o companie care organizează traininguri, instruiri în diferite domenii. De unde a venit ideea să dezvolți o afacere în acest sector? Probabil din activitatea pe care o aveam înainte de a funda această companie și a venit ea iarăși dintr-o necesitate. Eram în domeniul vânzărilor, vânzări de servicii, unde era absolut necesar tot timpul să faci instruiri. Instruiri pe care le aveam până afara țării, cele din Republica Moldova erau la un nivel oarecare, dar înțelegeam că era loc de mai bine și în momentul ăla, având și o experiență de vreo 3 ani de diferite organizări, de diferite cluburi, de oratorii, de cash flow, educație, de financiară și de dezbatere și tot așa, se lucra foarte mult cu tinerii. Doar că la un moment dat, înțelegând că e necesară o următoare etapă, am decis să mergem pe a lansa o companie de business traininguri și în așa context s-a și născut acest brand, această companie, având încă doi parteneri pe care, iarăși, în acea perioadă i-am găsit cumva, ne-am aliniat și am creat ceea ce astăzi este Evenda, cu o istorie nu din cele mai ușoare, dar care
are un scop foarte clar pe termen lung. Dacă vorbim de trainerii pe care îi aduceți, sunt și locali, dar și internaționali. La fel, acoperim mai multe domenii, afaceri, marketing, vânzări, public speaking. Care sunt cei care se bucură de cel mai mare succes sau cine sunt cei mai întrebați de către public? Noi avem două segmente, dacă pot să le spun așa de bază. Segmente în business, cele mai întrebate ar fi vânzările și marketingul, dar este absolut normal, pentru că toți vor să știe cum să faci bani. Exact. Chiar dacă nu, asta este problema de cele mai dese ori în business. Deseori ne întoarcem la ideea de peștele de la cap să strică, doar că capul nu realizează treaba asta și atunci el încearcă să dea vina pe coaste și coastele sunt trimise în training, vânzătorii fiind instruiți întorcându-se în companie și rezultatele rămânând aceleași. Mai e și un alt detaliu, nu doar tema este un bun magnet, mai atrag și trainerii în sine, pentru că sunt unii traineri care sunt atât de doriți și atât de chemați și rechemați, pentru că sunt foarte buni ca și speakeri, transmit ușor informația, redau emoția necesară și mai și rămâne la participanți ceva. Sunt însă și speakeri care sunt foarte buni ca și specialiști, ca și experți, extraordinar de buni, dar nu le ajunge ceva. Partea asta de a transmite o informație trebuie totuși să ai niște abilități suplimentare decât doar să fii expert. Acel vino încoace, acea carismă absolut, necesară. Absolut. Poți să ne dai câteva nume dacă vorbim cine sunt astăzi cei mai buni traineri din Republica Moldova? Din Republica Moldova? Păi din Republica Moldova nu știu dacă sunt, așa, avem o listă pentru că la capitolul... Spune, eu sunt unul dintre ei. Da, bine, asta e absolut. Bine, cu modestia care mă reprezintă, probabil nota asta trebuie să o dea publicul. Regretabil faptul că sunt prea puțini traineri în Republica Moldova 1, 2. Cei care sunt au fiecare din ei un segment al lor pe care sunt foarte buni. De asta noi suntem, iarăși, ca și comunitate, prea puțini ca să ne și facem un clasament. E necesar și e probabil loc de o școală pentru traineri, business traineri, și e o idee care acum s-a născut din această discuție, dar pe care probabil trebuie să o desfășurăm și să o punem în realizare, pentru că piața din Republica Moldova se axează mai mult pe cunoștințele din afară, care nu întotdeauna sunt aplicabile 100%. Noi suntem într-un teritoriu în care nu am plecat prea mult din est, încă suntem cu un picior acolo, dar nici nu am ajuns cu totul în vest. Și sunt tehnici care nu mai sunt atât de ușor de implementat, care ar veni din vest, ca și strategii, ca și comportament, ca și abilități. Și sunt lucruri pe care am vrea să le luăm din vest, dar încă lumea nu le înțelege. Deci la nivel de echipă, de exemplu, tu ai vrea să faci ceva, cum am citit într-o carte, cum am fost la un super training, și lumea nu te percepe, pentru că, zic, angajații, vorbim acum de prima linie, pentru că directorii de companii se dezvoltă, da, au ajuns Europa, America, Australia, au văzut foarte multe lucruri. Când să vii să le implementezi, ceva nu merge. De asta, probabil, comunitatea de traineri care ar fi creată în Republica Moldova, care ar crește ca și calitate, ar oferi un alt tip de informații, adaptat la Republica Moldova. E o vorbă care cumva, nu știu, în rusă sună bine, net proroca v svoyo matechi. Și la noi treaba asta foarte bine pronunțată, pentru că pe ai noștri nu îi percep. Adică acum ar veni desori să zică, am vrea cineva din afară să vină. Exact asta voiam să te întreb, să înțeleg că cei care astăzi fac sălile arhipline sunt de fapt trainerii internaționali. Da. Da, și iarăși, chiar dacă noi avem destui traineri în Republica Moldova care ar putea să ofere informații la fel de calitativă, la fel de bună, personal cunosc un cerc foarte bun de traineri, de experți, de bravi specialiști în domeniu. Și e și la nivel de imagine, probabil nu se prea lucrează la noi în Republica Moldova, deci trainerii nu-și creează în jurul lor o aur, un branding personal, la asta nu se lucrează. Dar publicul vrea să vadă treaba asta și atunci, iarăși zic, sunt traineri din afară care vin, sunt foarte buni,
speakeri, sunt foarte buni la capitolul imagine, dar ca și informații uneori poți lejer să-i așezi alături de un trainer din Moldova. Că tot ai vorbit de perioada asta de tranziție destul de dificilă și trebuie să recunosc și eu, da, suntem într-o perioadă destul de turbulentă pe toate aspectele și politic, economic, social. Mai este loc, mai vrea mediul de afaceri sau indiferent oricine astăzi, om trecut de care a absolvit facultatea, a terminat studiile oficiale, ca să zic, deschis pentru formare continuă și educație continuă? Este loc și este foarte mult loc și cu cât avansăm în timp, cu atât mai mare este cererea. Ori fiecare student, absolvent, acum, deci tot timpul a fost, dar e mai mult loc acum de informații nouă, pentru că posibilitățile sunt altele, pentru că avem resurse practic inepuizabile de a crește și a ne dezvolta. Interesul vine de la conducători, iar conducătorii înțeleg, am mers până acum, până la o anumită etapă, cu ceea ce am știut, dar dacă vreau să cresc mai mult, am nevoie de ceva nou. Și acel nou îl pot prelua de la diferiți experți care pot să le împărtășească experiența dată. Era o problemă ceva timp în urmă, atunci când proprietarii de afaceri, directorii, se plafonau. Era clar. Deci am pentru că știu ce știu și nu am nevoie să mă înveț altcineva. Astăzi am înțeles, uite, concurentul meu e mai bun. Exact. Și ce a făcut el? A investit un pic în echipa lui, a investit în el, a încercat să găsească și alte resurse. Și atunci, bine, eu mă retrag, haideți, vă rog, ajutați-mă să înțeleg ce nu știu și atunci o să creștem. Este loc. Este Dar loc de ce trebuie să vină oamenii la curs? Pentru că avem foarte multă informație și accesul este aproape gratuit. Absolut. Oricine are acces astăzi la internet, foarte găsește bună orice remarcă. Tehnici bună de remarcă. Marketing. Sau avem ce informație. Ceea ce am observat noi pe parcursul la întreagă perioadă de timp de când suntem în organizare de evenimente, foarte multă lume se temea la un moment dat în segmentul ăsta de traininguri că totul se va transfera în online și nu va mai fi necesar prezența trainerilor și această profesie va... Practica arată că indiferent cât de multă informație nu ar fi online, oamenii la traininguri și la evenimente de genul dat vin pentru altceva. Vin pentru că au nevoie de contactul fizic cu acel trainer și asta se datorează faptului că acel contact fizic îl impune, îl obligă psihologic cumva să fie mai responsabil față de ceea ce trebuie să facă. Doi, faci un networking calitativ, cunoaște alți oameni cu aceleași probleme și caută soluții împreună cu ei și trei, responsabilitatea e alta. Deci, vorbind de atât și de niște cursuri pe care le avem de o durată mai lungă de timp, din astea de câte 8 săptămâni pentru antreprenori din Republica Moldova, marea majoritate din ei recunosc din start. Eu știu. Nu are cine mă controla. Eu cunosc. Nu are cine mă împinge. Eu vreau, eu de mult vreau, dar cu ajutorul vostru, în sfârșit, o să mă apuc și o să fac treaba asta. Da, e un pic straniu, dar asta e realitatea. Motivația e alta. Nu este lipsa de informații problema. Hai să revenim la Evenda și să-mi spui cu ce surprize veniți în următoarea perioadă, pentru că am înțeles că pregătiți ceva și în vară și în toamnă. Așa este, avem niște traininguri foarte bune ca și calitate. De ceea ce vorbeam un pic mai devreme, în primul rând pentru speakerii care vin, sunt speakeri care au tot revenit, în primul rând pe data de 27 iulie revine Laurent Soares azi cu un training pe marketing. Deci acest trainer este unul dintre cei mai buni și cei mai carismatici din cei pe care îi cunosc pe partea asta de... Dacă nu greșesc, a fost cel care a adunat cel mai mare număr de participanți. Exact, da, am aici avut, în Moldova. Exact, am avut un eveniment cu peste 1000 de oameni, anume cu Laurent și într-adevăr este și foarte bun profesionist, și carismatic, și bun speaker, are toate abilitățile. Bine, așteptările oamenilor sunt diferite. Problema e atunci când vin oamenii la eveniment să vină cu paharul gol, ca să poată percepe ceva și nu să vină... Să le fie sete. Exact, să nu vină în stil de haide-mă să vedem ce o să ne mai înveți și asta. Pentru că
din orice eveniment, din orice întâlnire poți să înveți cel puțin ceva. Și acel ceva, de obicei, îți aduce rezultat de minim 10 ori mai mult decât investiția. Atitudinea este greșită. Deci, colorând, evenimentul din 27 iulie este la, pe subiectul marketing, marketing cu rezultate. Vorbim despre faptul că el este cel mai cotat trainer din România, cu cea mai mare piață de tot ce înseamnă dezvoltare și cu cele mai bune rezultate, el are dreptul și moral și financiar să vorbească despre marketing și atunci când vine să dea niște instrumente, le dă exact pe cele care pot și sunt utilizate zi de zi și pot fi implementate și în Republica Moldova. Va fi un curs de o zi sau mai mult? Da, va fi un curs de o zi întreagă, de dimineață până seară, în stilul lui Laurent, cu lucru, cu activitate, cu networking, cu tot ce poate să fie la un curs bun, mai inclusiv sunt locuri de marketing. Disponibile? Mai sunt ceva locuri pentru că mai avem și timp ceva până la eveniment, dar cu Laurent niciodată nu au fost probleme la capitolul cantitate de vânzări făcute, pentru că el e preferatul. Și mai avem un training în luna septembrie. Stai să te întreb doar dacă tot ai pomenit de pretenții financiare. Care e prețul pentru acest curs? Prețul este de 99 de euro dacă nu mă înșală memoria și mai avem și ofertă pentru cei care vin în echipă, pentru că avem multe companii care întreg departamentul de marketing îl trimit la acest training. Acolo sunt la 3 participanți, al patrulea vine gratuit. Și este foarte important când vine o echipă, nu absolut. Vine o singură persoană, pentru și că de multe ori carul funcționează asta. Cu ajutorul mai multor. Exact. Voi, exact. Dacă îmi permit. Da. Și deseori în așa evenimente, atunci când vine echipa întreagă, plecând înapoi, fiecare din ei știe și vorbesc pe aceeași limbă deja. Ții minte de tehnica aia? Da. Bine, haideți să o implementăm. Exact, asta e beneficiul atunci când vine echipa. În toamnă am înțeles că mai este o premieră, un alt speaker internațional. Absolut, da, un speaker, aș spune eu, dacă vorbeam până acum de partea de vest, Laurent, ăsta vine din partea de est, cu toate că ca și teritoriul din Ucraina, doar că el de foarte mulți ani și în America deja dezvoltă business-ul și în partea de consultanță. Ce este vorba despre un training pe management și tema asta în general este una, dacă pot să-i spun așa, dureroasă pentru tot ce înseamnă top managementul de Republica Moldova și proprietarii de afaceri. Este vorba de domnul Vysotsky. Subiectul dat despre care o să vorbească, despre strategii și despre dezvoltarea afacerii, deseori la antreprenorii din Republica Moldova și la directori apare doar atunci când deja nu mai există nicio ieșire. Pentru că am instruit vânzătorii, pentru că am instruit oamenii de marketing, pentru că i-am instruit pe toți și nu merg lucrurile, probabil ar trebui să mă instruiesc și eu. Cu toate că eu aș începe întotdeauna de la cap. Păi iată, anume trainingul dat, vorbim despre trainer care are o experiență extraordinară și business-uri. Ceea ce îmi place foarte mult și alegem atunci când invităm trainerii, ei să vină cu experiență personală de business. Adică ei nu sunt traineri. Cu toate că deseori apare întrebarea, bine mă, ăsta e trainer, dar business l-a făcut vreodată. Exact. Cei care conduc echipă și marea majoritate din ei au o echipă de 5, 10, 20 de oameni, ei deja fac o afacere, chiar dacă și Laurent și domnul Vysotsky au echipe și business-uri altele decât cel de training-uri. Păi iată, în acest training din toamnă, la care vine domnul Vysotsky, e un training în care ne propunem ca, vorbind de calitatea managementului, anume de management în Republica Moldova, să încercăm să deschidem alte uși. Pentru că noi suntem cumva foarte buni antreprenori, anume antreprenori, a întreprinde ceva, dar rare ori ne lipsește partea de sistem. Sistemul fiind cel care ne-ar permite să construim business-ul deja la un alt nivel, la o altă etapă și de alt masштаб. Vorbind de calitatea lui, pentru că a duce 3, 5 oameni, 10 și a-i duce cumva din frică și cu biciu sau cu altă motivație este una și a duce un business fiind tu undeva la Bali odihnindu-te și ei aici muncind și aducând rezultate cu totul altceva, încolo tindem ce obțin.
Inclusiv tu ții cursuri de instruire și ai dezvoltat și o afacere din această Da, muncă, la moment sunt deja trei afaceri paralele și iarăși zic că fiecare din ele nu neapărat, deci sunt două care sunt pe domeniul de business, training-uri, seminarii, conferințe, dar sunt și cele care sunt în afară de și e o responsabilitate. Și atunci când mergi în training și vorbești cu oamenii și le vorbești despre vânzări, le vorbești despre management, le vorbești despre marketing, ei vor să audă exemple. Exemple pe care tu le poți da atunci când ai în spate și pe care îi spui, eu am trăit, eu am trecut prin asta, ești mult mai credibil. Tu ai ocazia și să participi, să fii prezent la aceste instruiri, training-uri, seminare ca și organizator. Acest lucru ți-a facilitat cumva dezvoltarea propriei afaceri, ți-a schimbat viziunea asupra business-ului tău? Da și da. Ideea este că au fost foarte multe greșeli. Cât de straniu n-ar părea, dar au fost foarte multe greșeli trăite prin proprie experiență, chiar dacă din prima zi am avut posibilitatea, de când prima carte am deschis-o, să cunosc multe lucruri tehnici, noi instrumente, chiar dacă trainerii care au fost în Republica Moldova nu odată și printre cei mai buni au reușit să ne transmită instrumente, sunt lucruri pe care cumva involuntar, probabil, cauți să le trăiești singur și iată acele experiențe pe care ți le oferă trainerii, deseori le îmbraci pe, sau cunoștință le îmbraci pe experiență negativă. Nu este ușor, nu este un segment ușor de business în general, cu atât mai mult cu cât pornești prin a face niște greșeli la început de cale atunci când tu încă abia te înveți a merge. De ce spun asta? Pentru că noi avem foarte mulți parteneri care și astăzi încă ne susțin și sunt alături de noi, chiar dacă atunci a fost foarte greu. Ei ne-au ajutat, ei sunt în așteptare, ei sunt în încurajare, ei sunt... Mulți spuneau, dacă nu a mers, renunță și tu, lasă, fac alții treaba asta. Nu este despre asta. Și de ce spuneam de perspective mari? Pentru că a fost o perioadă în care lucrurile s-au aranjat, fundamentul s-a pus, temelia respectivă, ea nu se vede. Dar dacă e una bună, pereții poți să-i construiești până la cer. Ce ai vrea să vezi tu la următoarele cursuri organizate de EventUp? Sau pe cine ai vrea să vezi în rândul cursanților? Ce oameni ai vrea să vină acolo? Cei care de cele mai dese ori vin, asta sunt ochii flămânzi de informații și de lucruri practice, de instrumente utile care să poată să fie implementate instant. Instant asta înseamnă în aceeași zi sau a doua zi. Și avem situații în care participanții în pauză iese, sună deja la angajați, spun, stimate, vezi acolo, uite, am aflat un detaliu aici, te rog frumos să faci schimbarea. Asta ar însemna un training adevărat. Nu doar informația pe care am venit, am luat-o și am lăsat mapa undeva frumos pe un raft în birou, cu tot cu șiretul ăsta frumos pe care scrie numele. Și dacă ai avea ocazia să te adresezi celor care încă mai stau cumva și privesc reticent la ofertele de cursuri de instruire, care ar fi mesajul pe care l-ai transmite? Poți să stea liniștiți, în continuare, pentru că nu poți impune omul. De cele mai dese ori, regretul e la participanți, doar unul singur, pe care îl auzim întotdeauna. Păcat că nu am făcut asta acum 2 ani când prima dată am auzit. Păcat că nu am făcut asta 5 ani când am auzit. Păcat că asta e unica temere pe care ar trebui să o aibă. Timpul e o chestie pe care nu mai întorci. Banii câștigi, banii îi pierzi, banii investești, banii circulă. Timpul e o chestie care a trecut și un an de zile pentru un antreprenor e enorm de mult. Și uneori teama de a face o mică investiție care nu constituie, iarăși zic, uneori 10% din ce poate să ia dintr-un training, te face să rămâi atât de mult în urmă încât să regreți mult după aia. Că tot mă întrebai la început cât va dura discuția noastră de astăzi, vreau să-ți mulțumesc pentru acest dialog dinamic, a zburat timpul, nici n-am simțit. Totuși, o ultimă întrebare, cine câștigă campionatul european de fotbal în acest an? Nu cred că am dreptul moral să dau răspuns la întrebarea dată, pentru că probabil nu sunt atât de bun microbist. Cu toate că, evident, Moldova aș vrea să fie, nu România, și după care frații noștri de cât mai aproape, cu atât mai bine. Nu am o echipă.
echipă favorită. Da. Îți mulțumesc încă o dată pentru prezența aici în studio, pentru discuția dinamică și mult succes și spor în afacerea pe care o ai. Mulțumim mult! Dragi prieteni, atât pentru astăzi și dacă regula nutriționiștilor este să nu mergeți la supermarket atunci când aveți stomacul gol și sunteți flămânzi, regula lui Alexandru Bordea este să mergeți la training-uri tocmai atunci când aveți paharele goale. Mult succes vouă și vă mulțumesc pentru atenție! Toate bune!